multă proteică la albine este importantă, dar un ingredient foarte important ce nu trebuie să lipsească dintr-o turtă sunt lipidele, care se găsesc în ulei. Lipsa lipidelor în stuc, într-o familie de albine, duce la a nu putea asimila corp gras. Acest lucru este valabil atât vara, cât și iarna. Le pregătim pentru iarna albinuțele. Acum prepar turta proteică, dar vreau mai mult să vorbesc despre lipide, vitamine și minerale. Dacă în filmul anterior am făcut o turtă proteică așa mai în grabă, fiindcă trebuia, era obligatoriu, acum am reușit să adun toate ingredientele necesare, precum scorțișoara și cuișoarele, pe care le-am comandat de pe un site pe internet. Ele vin în formă de pudră. Bun, deci dacă lipsesc lipidele, s-ar putea ca corpul gras să nu se acumuleze chiar perfect, să zicem așa, în colonie. O să vă arăt cum procedez eu acum la turtă. Deci punem cele 2 kg de miere necesare. Arată o miere cristalizată foarte, foarte fain. Nu este miere de anul acesta, este miere de anul trecut. Se păstrează foarte bine mierea, mai ales în condițiile date. Iată ce miere faină, galbenă. Bun, deci am pus 2 kg de miere, pun lingurile acestea aici. Fereastra deschisă și cocoșul cântă peste tot. Că sunt grădină, că sunt casă, el cântă. Bun, deci am pus 2 kg de miere. Așa. Și acum să punem 800 de mililitri de apă. Așa, am pus apa. Punem mixura preparată. Este o mixură pe bază de uleiuri esențiale. Punem 300 de mililitri de mixură. Gata și mixura. Punem deoparte. Uleiul, adică lipidele. Uleiul mai conține și alte ingrediente, mai are vitamine, mai are vitamina E, vitamina D. Bun, are și el un pic de vitamine. Punem tot 300 de mililitri de ulei de mâncare.
două și trei. Vă dați seama ce de ulei intră. Acest ulei intră la aproximativ 5 kg de turtă. Se crede că uleiul în turtă se pune ca să țină umiditatea turtei respective. La fel de bine se usucă și această turtă, deci nu e o problemă. Are un timp limitat, chiar dacă are așa conținut mare de lichid. Următoarele ingrediente, sare, luăm cântarul mai micuț și vom cântări sarea. Așa. Sarea în bucătărie. Iau un recipient din acesta mic, altă lingură și sare. Să punem sare. Nimica nu se poate fără sare, deci aici avem sare, 6 grame. Nu e o cantitate foarte mare de sare, dar este necesară. Conține și ea diferite minerale. Dacă reușești să acoperi întreaga gamă la albine de minerale și vitamine, atunci este un câștig. Folosesc un complex de vitamine, acesta are o grămadă de vitamine aici. Iată-le. Să le băgăm aici. Chiar dacă se recomandă o anumită cantitate, calculele mele au dus la 6 grame. Per 5 kg, deci un gram și ceva per kilogramul de turtă. Bun. Băgăm și vitaminele. După care, un alt ingredient important este vitamina C. Dacă vă uitați pe prospect acolo, o să vedeți că nu este. Așa, o să dau cântarul ăsta în partea opusă. Să ne facem loc. Bun. E mai ușor de achiziționat turtele, să zicem, dar da, nu știu dacă o turtă are tot ce trebuie. Aici am o găletușă de vitamina C, folosesc peste tot și în apa de băut a albinelor, bun, 20 de grame de vitamina C. Întărește imunitatea albinei, pe lângă multe altele. Așa. După care urmează ingredientele astea mai principale. Da, avem aici scorțișoara măcinată. El așa vine. Nu este foarte scumpă. Și te ține. Se ține destul de mult, deci am nevoie de 30 de grame. Păcat că nu vă pot filma mirosul. Scorțișoara este alimentul de bază a turtei dulci. Cântăresc câte 10 grame.
Dacă vă interesează care e treaba cu scorțișoara, este un, să zicem așa, un antibacterian, un antifungic, acele mucegaiuri ce se dezvoltă în stup, le poți combate cu scorțișoara plus multe alte beneficii pe care le puteți căuta pe internet. În mod normal nu trebuie să lipsească din nicio turtă. Eu fac ceai din scorțișoară. Dacă aș da sirop, aș face un ceai. Bun. ~30 grame. Acum, încă un ingredient important, la fel de important ca și scorțișoara, sunt cuișoarele. În acestea bag numai 15 grame. Așa. ~15 grame de cuișoare măcinate. Bun. Deci, cam astea ar fi ingredientele astea mai sofisticate, să zicem. După care urmează tinctura. Această tinctură conține mangan, magneziu, cobalt și un alt ingredient, timor. Din acesta băgăm la toată cantitatea doar 2 ml. 2 ml din această tinctură. Are și el stimularea, adică e vinovat cu stimularea reginei. Acest ingredient, adică cobalt, magneziu, mangan și ele se regăsesc în lăptișorul de matcă. De aceea au fost cercetate și introduse ca stimulare la albine. Se găsesc compozițiile respective în magazinele apicole. Următorul ingredient sunt aminoacizii. Fără aminoacizi, vitaminele sunt, pot să zic, că nu și-au rostul. 30 de mililitri de aminoacizi. 2. Și 3. Deci am pus 30 de mililitri din această compoziție de aminoacizi. Se cunoaște, el este promotor. Bun, terminăm și cu ăsta. Ce mai avem nevoie? Ce mai este nevoie este de a trece din nou la cântar. Cântarul mic nu ne mai trebuie. Acum adaug un ingredient pe care mulți apicultori nu-l au.
Și pot să zic că este ingredientul secret din turtă. O să iau cântarul, îmi trebuie un recipient. Căutăm un recipient. Este bun, e suficient de mare. Așa, și să aducem ingredientul de bază. Nu știu dacă mai am atâta, dar ingredientul de bază ca proteină este polen, din care adaug la toată cantitatea, adaug 200 de grame de polen. El are niște, în compoziția lui, polenul are atractanți ...180 de grame. Ne mai trebuie 20 de grame, facem rost imediat. Asta e pus pentru mai consum, deci consum zilnic, polen. Trebuie 20 de grame. Cantitatea mare este pusă la lada frigorifică. Astea sunt cantitățile pe care le consum imediat. Bine, le țin la congelator și adaug și polenul. Așa, deci am adăugat în mare parte cam tot ce trebuie. Astea sunt principalele compoziții. Le amestec frumos, să se amestece toate acum în faza aceasta de lichid. Avem tot ce trebuie să conțină turta. Albinelor nu le dau foarte mult din această turtă, nu este necesar. Proteina se ridică între 16 și 18% și o cantitate mică asigură coloniei o nutriție foarte echilibrată. Plus că mai aduc și ele un pic, dar tot mai puțin. Deci nu mai este esențial. În mare parte trăiesc cu ce au prin stup și avem rolul de stimulare a reginelor. Se amestecă foarte, foarte bine. Și iese de o culoare maro. Iată așa, de la scorțișoare și de la cuișoare prinde această culoare. Amestec ca să se dizolve foarte bine în turtă când adaug ingredientul principal, care este, eu îi zic lapte praf, dar el este protilac, acum ei știe ce conține. Important este că are un conținut de proteină de 39% din întreaga turtă, din cantitatea aceasta ce am băgat aici, el preia 1,8 kg și împărțit în două aproximativ și atunci rezultă 18-19% proteină, da, undeva la între 16 și 18% proteina am calculat eu. Bun, deci iată, s-a amestecat. Să punem lingurile aici. Bun, și aici acum dau mai
în sus. Să adaug laptele praf. Am aici, este ăsta, așa arată el. Și cântăresc 1,8 kg, pun câte 500 de grame în caserolă și calculez. Deocamdată este cel mai ieftin, cea mai ieftină proteină. Introducem în ligă. Deci am băgat unul, am băgat 500 de grame. Un kilogram costă. Încă 500. Și încă 300 de grame. După care voi amesteca. Și vom vedea rezultatul la sfârșit. Deja știu bine cantitățile, deci nu mai este nevoie de o ajustare anume. Tot ce fac e să amestec și vedem cum va arăta la final. Mai este un pic și este gata. Iată ce consistență faină, moale. Totul este calculat foarte bine. După câteva eșecuri normal, faci câteva eșecuri, după care reglezi și iată ce turtă iese. Această turtă nu se poate compara cu ce este pe piață normal. Dacă ai câteva colonii de albine, merită să o faci. Cei care le convine să cumpere, trebuie să ai și un venit pe măsură. Și asta costă, costă uleiurile esențiale, costă... Toate costă la un loc, nici nu știu vreo... 500 de lei, dar cu 500 de lei, dacă ai miere, ai polen, eu cu 500 de lei hrănesc, adică stimulez, nu pot să zic că le hrănesc, că le dau doar 200-300 de grame în funcție de mărimea. Iată ce fain. Bulele astea albe e polen, acestea albe. E polen, e în funcție de soi, unele boabe de polen se dizolvă mai ușor, altele mai greu. Dar iată ce bine arată. Deci ai nevoie de multe ingrediente să faci această turtă. Așa. Bun, el este gata. Din 5 kg de turtă, 30% este lichid, apă 800, ulei 300, mixură 300, deja avem 1 litru 400 de lichid din 5 kg, deci 25% este lichid. Bun. Cam așa arată turta. Tot ce rămâne de făcut este o iau și o împart la coloniile de albine.
De cumpărat este cel mai ușor, de făcut acasă este cel mai greu, dar ai tu toate cantitățile calculate așa cum vrei tu. Și știi ce baci. Bun. Cam atâta. Până data viitoare, numai bine.